A fost unul cât se poate de tranșant. Mai mulți bani pentru sport și investiții masive în infrastructură, pentru ca tinerii să nu mai plece din țară să facă performanță. Generația de astăzi să știe că are sprijinul nostru și să nu fie nevoită să apeleze sau să meargă în afară, pentru că nu are posibilități de finanțare, de locuri unde să se antreneze sau de aparatură, care este mult în urmă față de ceea ce se întâmplă în alte țări. Apelul nostru este către toți cei care ne conduc. De fiecare dată noi am fost la 0,0 și ceva la sută din PIB. Cred că sportul, ca să devină prioritate națională, trebuie să fie și finanțat. Trebuie să avem cel puțin 1% din PIB să vină către sport. Eu astăzi nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație care are nevoie de o mare infrastructură. La noi în țară nu prea există așa ceva. Avem nevoie de o sală unde să se joace meciurile pentru România, pentru echipa de Fed Cup. Sunt mulți copii care au nevoie de o susținere. O altă temă dezbătută în Parlament este trecerea arenelor BNR în proprietatea statului. Banca Națională susține că este proprietarul de drept al arenelor printr-un act de pe vremea regelui Mihai I al României. În 1991, Banca Națională a României a preluat administrarea terenului, plătind Ministerului Tineretului și Sportului pentru construcțiile realizate pe terenul respectiv în perioada în care BNR nu a administrat acest patrimoniu, numai că acestea au fost lăsate în paragină și nu se mai pot organiza acolo competiții sportive. Este o bază unde s-a jucat tenis de când eram eu copil. Cunosc fiecare colțișor. Avem o bază unde există tradiție de 100 de ani, cred că. Avem nevoie, ca acel leagăn al sportului românesc, Barcu Platan, să revină acolo unde este loc.